în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Luminătorul trupului este ochiul și luminătorul sufletului este mintea. Dacă aruncăm o privire în actul facerii, vom vedea că acolo scrie că pământul era netocmit și gol și întuneric era pe fața la tot pământul. Și a zis Dumnezeu să fie lumină. Și este următoarea întrebare. Dacă El nu ar fi fost un izvor al luminii, sau nu ar fi avut lumina, ar fi putut da lumină, sau ar fi poruncit să răsară lumina? Sub nicio formă. Deci Cel ce a poruncit să vină lumina pe pământ, fără luminători, fără stele, fără soare, fără lună, să fie lumină. Deci este primul sens al creației care a fost dat de Dumnezeu lucrurilor înfăptuite de mâna Lui. Trebuie să se vadă ceea ce s-a creat. Și ca să se vadă, trebuie să privești. Și ca să privești, trebuie să alcătuiești un organ care vede. Și acela este ochiul. Ochiul este fereastra trupului și prin el privește sufletul. Și ochii noștri sunt cuprinși de trei lumini. Pentru cei înduhovniciți avem lumina necreată, arătând ucenicilor săi slava sa pe cât li se putea. Și cei trei apostoli au căzut cu fața la pământ ca niște morți și au adormit. Atât de mare era lumina taborică, cea care venea din Dumnezeu. A mai fost nevoie de niște ochi pe care noi nu-i cunoaștem și nu putem vorbi despre ei, pentru că nu sunt ochii noștri, sunt ochii îngerilor. Că așa spune, și a fost lumină și s-a făcut lumină. Cine poate confirma existența luminii dacă omul nu era creat? Ierarhia cerească a îngerilor. Și într-un început a făcut Dumnezeu cerul și pământul. Deci cerul includea și lucrarea ierarhiilor cerești. Ca drept dovadă că mai târziu, cu 4 zile, când pe bolta cerului apărea lumina soarelui și soarele ca astru și luna și stelele, spune Iov în cartea lui, când am făcut luminătorii cei mari, lăudatul m-au toți îngerii mei. Deci iată cine a privit prima dată lumina. Iată cine a avut ochi să vadă pentru prima dată lumina. O altă lumină este lumina cunoștinței. Și această lumină a cunoștinței vine din cunoaștere, vine din pricepere și din înțelegere. Și de aceea, în partea a doua, după lumina ochiului, s-a vorbit de lumina sufletului. Luminătorul sufletului este mintea. Vorbind despre minte, aici trebuie să ne oprim la 3 lucruri distincte. 1. Ce este mintea? Unii vor spune că este creierul din capul nostru. Nu, este organul care cuplează sau adună sau, dacă vreți, înmagazinează toată informația. Această informație cuprinsă în minte se numește parte inteligibilă și este parte și putere sufletească a sufletului rațional, viu, creat de Dumnezeu, atunci când este și omul zămislit și s-a suflat în om. Dar pe lângă această inteligență, care îi spunem noi minte, trebuie să apară ce? Lumina cunoștinței. Orice lucru se învață, cuvântul a învăța, cuvântul a studia, cuvântul a cerceta, cuvântul a ști, cuvântul a cunoaște. Toate sunt între ele legate și au aceeași formă și același fond, pentru că toate duc spre ce? Spre o dezvoltare și mai mare a ceea ce e în jurul nostru și o pătrundere și mai adâncă în taina lucrurilor. De aceea, Dumnezeu, când l-a făcut pe om, a spus să-l facem după chipul și asemănarea noastră. Adică, ce înseamnă chipul și asemănarea noastră?
să aibă nemurire, să aibă veșnicie, să aibă rațiune, să aibă cuvânt. Deci asta trebuia să aibă omul. Că i s-a alcătuit și un trup, dar pe măsura lui spiritualizat, noi știm că această spiritualizare s-a destrămat odată cu căderea adamică. Această spiritualizare s-a opacizat prin ce? Prin încăpățânarea lui Adam de a sta mai departe de vorbă cu Dumnezeu și de a atinge sfera cunoașterii pământești, în care pomul menit să fie numit al binelui și al răului s-a dovedit de fapt a fi al răului, că binele a venit pe urmă, dar nu prin om, prin Hristos. Deci în Adam toți mor, în Hristos toți înviază. Pentru că dacă pomul ar fi înțeles, dacă omul ar fi înțeles sensul acestui pom, la momentul în care Dumnezeu cunoștea rostul și menirea acestui fruct oprit, omul ar fi ajuns să aibă inteligența îngerilor, să aibă inteligența divină, nu la egalitatea măsurii dumnezeiești, că noi suntem fii al lui Dumnezeu după har, nu după ființă, și să pătrundă în adâncul tainelor fără să mai greșească și să mai cadă vreodată. Și atunci am fi fost veșnic îngeri. De aceea spune că luminătorul trupului este ochiul. De data aceasta ne reflectăm la o altă lumină. Deci am depășit două sfere. Sfera cerească, sfera îngerească. Am trecut de starea dumnezeiască și am intrat în normalul firesc sau în biologicul normal, unde un orb pe marginea drumului striga la Hristos, Bartimeu îl chema, vreau să văd! Un alt orb striga, miluiește-mă pe mine fiul lui David! Iată două elemente simple, dar distincte, cu conotație diferită. Unul strigă că vrea să vadă, deci acela arată că ochii lui sunt bolnavi, creația nu este gata. Deci Dumnezeu n-a păcătuit nici el, nici părinții lui, etc., cum spune acolo Evanghelia. Dar nu poate vedea. Vrea să palpeze cu imaginea și să simtă ceea ce e în jurul nostru. Primește această dezlegare din mila lui Dumnezeu, dar nu primește ce? Nu primește încă puterea de a vedea dincolo de el. Și aici, dacă ne uităm la ambele finaluri ale Evangheliei, găsim scris următorul lucru. Mergi și spune oamenilor cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Sau în altă esență, eu știu că pe cei păcătoși Dumnezeu nu-i ascultă și un om păcătos n-ar putea face o minune ca aceasta. Eu știu că acum văd. Dar culmea că cel ce striga vreau să văd era dorința lui firească, venită în mod biologic, pe când celălalt, care era într-o stare mai sufletească, deci acela lucra cu mintea, striga, Iisuse Fiul lui David, miluiește-mă. Deci iată rugăciunea, vederea, venea dinăuntru. Domnul înțelepțește orbii. Deci iată de ce era nevoie de lumina din ochi. Nu numai să te desfeți de imagini frumoase, și aceasta o poate confirma și vă pot afirma prin următorul lucru. Un om care a avut cataractă și vedea foarte greu, după ce îi se face transplantul de cristalin sau îi se îndreaptă cornea sau ce mai modificare se face în ochi prin operația laser, el vede normal și spune, vai, dar ce bine văd acum. Deci, el face o distinție a imaginii. Aceea este imaginea lucrurilor văzute, dar este o vedere care nu ne ajută pe noi întotdeauna. Pentru că spune undeva tot în Sfânta Scriptură, fericit cel ce nu păcătuiește cu privirea. Și de ce fericit cel ce nu păcătuiește cu privirea? Prin ochi intră pofta, prin auz vine sminteala și prin fapte vine păcatul. Că așa spune, ori cu ochiul a poftit. Așa spune. Ori cu simțul s-a dezmierdat, spune rugăciunea de dezlegare. De ce? Ca dacă ochiul tău este murdar, vedeți ce frumos înclină Evanghelia? Și trupul tău este murdar. Dacă ochiul tău este curat, și trupul tău este curat.
Și acum noi o să ne oprim asupra acestui factor. Ce înseamnă ochi curat și trup curat? Simplu. N-ai nevoie, v-am mai spus odată, trăim într-un secol foarte tumultos și foarte bine organizat din punctul de vedere structural al diavolului privind războiul nevăzut, în care oamenii nici nu-și dau seama când sunt în înșelarea lui și îi lucrează de nu au aia. Și de ce vă spun lucrul acesta? Când vezi clevetitorul, bârfitorul, băgătorul de seamă, când vezi pismătărețul, invidiosul, dușmănosul, ce-l interesează pe el ca ochii lui să vadă ograda ta, casa ta, masa ta, gardul tău, grădina ta? Deci acela este un ochi murdar. Când vorbim de un trup murdar, vorbim de păcatele grosolane și de păcatele subțiri. Nu e ușor să fii bețiv, fumător sau desfrânat sau criminal, dar nu e ușor să treci prin păcatul părerii de sine, prin mândrie, prin înfumurare, prin ignoranță, prin așa zisa și mult întâlnita nesimțire, dacă vrei. Spune-și, lasă-l, băi, că e nesimțit, nu spune mintea cu el. Nu-i nesimțit, e nepăsător, pentru că cei trei mari uriași ai sufletului sunt uitarea, adică de Dumnezeu și de moarte, nepăsarea, adică neglijarea lucrurilor sfinte, uitarea, nepăsarea și lenea. Și dorința de a nu face nimic, care vine din iubirea de sine și din trândăvie. Deci asta înseamnă trup murdar. Nu înseamnă un trup îmbătrânit, nu înseamnă un trup cu unghii netăiate sau cu părul nespălat, asta mai puțin interesează pe Dumnezeu, ci îl interesează pe Dumnezeu, că așa spune Evanghelia, dar dacă lumina din voi, vedeți ce frumos, dacă lumina din voi este întuneric, e foarte greu, e foarte greu să fie în întuneric. Și este și cântarea aceea la strană care se spune, Doamne, femeie, ce căzuse, și la un moment dat în pasajul cântat, în stihira cântată, spune acolo, că noapte îmi este mie păcatul. Deci iată de ce este întuneric. Păcatul face întuneric în jur. Păcatul strică armonia dintre oameni. Păcatul strică pacea între soți. Păcatul strică pacea între prieteni. Păcatul strică pacea între vecini, păcatul strică pacea între creștini, păcatul strică partea între sate, între țări, între orașe și așa mai departe. Și toate acestea au la rădăcina lor un singur promotor, vanitatea. Deci când omul își iese din sine, face orice. Și dacă ne raportăm la textul evanghelic, auzim. Un tânăr s-a dus la tatăl său și a spus, îmi dai partea de avere ce mi se cuvine, și s-a dus în țara depărtată și le-a făcut pe toate până a ajuns să pască porci. Dar în același timp, revenindu-și în sine, deci vedeți, revenindu-și în sine, adică desumflându-se, cum se spune, a venit, s-a ridicat și a zis, mă voi ridica, mă voi duce la tatăl meu și voi spune că am greșit, părinte, la cer și înaintea ta. Deci, iată, starea de pocăință sau starea de îndreptare. Deci este începutul venirii luminii. Și ce vedem noi scris în actul facerii? Și a fost seară și a fost dimineață. Ziua întâia, ziua a doua, ziua a treia. Ce înseamnă seara? Seara înseamnă amurg. Deci soarele începe să asfințească. Așa asfințește și păcatul în noi câte o leacă. Încât iudeii au fost obligați uneori să-și ia măsuri de precauție privind adormirea în fața păcatului și cântă ei printr-un psalm pe care îl cântăm noi la poleleu și spun așa, uitată să fie dreapta mea de te voi uita pe tine, Doamne, și să se lipească limba mea de grumazul meu de te voi uita pe tine, Ierusalime. Deci vedeți ce atenție, ce concentrare de minte și de gândire asupra stării de păcat. Deci să nu poată limba să vorbească, adică să paralizeze, să lipească de cerul gurii, sau
să fie uitați de Dumnezeu și de ajutorul Lui, dacă vor uita de Dumnezeu și de cetatea Ierusalimului. Și acum mă întreb eu, care este diferența între această legătură cântată într-un psalm de profetul David prin Duhul Sfânt și care este esența acelei dezlegări pe care noi o primim permanent în taina spovedaniei, când ni se spune așa: făgăduiesc să pun început bun, doresc să nu mai greșesc, să-L supăr pe Dumnezeu, doresc să nu mai păcătuiesc, să fiu un creștin vrednic și serios. Deci, când spui lucrul acesta, chiar nu te cutremuri că cel ce ascultă scrie? Când spui lucrul acesta chiar la spovedanie, chiar nu te gândești că Dumnezeu premeditează cuvântul tău și îl cântărește și spune tot în psalm: faceți făgăduinți și le împliniți Domnului. De ce? Pentru că este foarte ușor să pierzi contactul cu lumina și avem acum pe pământ alte lumini. Lumina Sfintelor Scripturi, lumina cerului, lumina cunoștinței, lumina minții și lumina lui Hristos, care luminează tuturor. Deci iată, văzând Dumnezeu căderea umană, câte lumini a pus la dispoziție. Întâi ne-a dat soare. Dacă n-am avea soare, n-am avea ce crăpa în noi, am murit de foame, că toate s-ar usca și s-ar ofili fotosinteza, să facem în prezența luminii. Dacă n-am avea lumină, am murit de frig, pentru că soarele și încălzește pământul. De aceea se spune că Dumnezeu lucrează și prin pronie, și prin conservare, și prin conlucrare. Deci nu a pus soarele pe cer, plimbă-te, băi, bulgăre de foc de la deal la vale. Nu. Are mai multe misiuni, depășite de misiunile omului de știință. Dumnezeu știe mai bine ce înseamnă o erupție solară, Dumnezeu știe mai bine ce înseamnă o radiație solară, Dumnezeu știe mai bine ce înseamnă stratul de ozon, că tu ai pus aerul cu răsuflare, tu ai îmbrăcat planeta în oxigen, în ceea ce noi respirăm și trăim. Ăsta nu vine din știința chimică și nici din forța fizică și nu știu mai care, pândită cu racheta și cu satelitul. Când Dumnezeu vrea să te piardă, îți ia elementul de viață. Fără apă mori, fără mâncare mori, fără lumină mori. Deci nu are nevoie Dumnezeu de instrumente de constrângere. Nu este un călău care își torturează creația doar de dragul de a se distra. Ce bine stă ăsta în iad, ce să chinui, acum mă simt satisfăcut. Nu este adevărat. Dumnezeu suferă cu fiecare suflet. Deci Dumnezeu ca creator suferă cu fiecare suflet care pătimește în muncile iadului sau pătimește în lanțurile păcatului sau stă departe de el. De aceea se spune că este un Dumnezeu gelos. Vrea permanent să-i ceri indiferent dacă nu-ți trebuie și vrea să-ți dea indiferent dacă nu ai nevoie. Și mergem în partea a doua a Evangheliei și ce găsim? Nu vă grijiți ce veți mânca și ce veți bea. Vedeți, noi avem grijă, cum spun statisticile, cum spun studiile culte ale științei, că în nu știu câți ani va scădea nu știu ce și în nu știu câți ani se va întâmpla nu știu ce și în nu știu câți ani se va întâmpla nu știu ce. Toate sunt în mâna Domnului. Soarele mâine se poate întuneca și nu-l poate nimeni aprinde. Soarele se poate mâine întuneca și nimeni nu-l poate aprinde. Apa se poate revărsa toată odată pe pământ și nimeni nu o poate stăvili. Și avem exemplu acestei țări care a trecut prin cutremur și prin inundații, care cu toate calculele științifice, cu toată cultura tehnologică, cu toată cultura computerizată, cu toată cultura și știința avansată, cu cei mai grozavi ingineri, cu cele mai puternice calcule de rezistență, s-a împlinit un cuvânt al Scripturii: luave-i Duhul tău și se vor sfârși. Și ce a rămas în urmă? Dezastru. Exact cum spunea cândva la facere. Și pământul era netocmit și gol.
Nu mai era autostrada, nu mai era iluminatul, nu mai erau grădinile, nu mai erau casele, nu mai erau oamenii, nu mai era viață, nu mai era flori, nu mai era pomi. Era un mâl amestecat cu materie distrusă, un fel de lavă, dacă vreți să-i spuneți așa, din care Dumnezeu a dat un singur verdict. Eu sunt inginerul, proiectant, șef. Eu sunt designerul acestei lumi. Eu așez lumina, eu așez unghiurile munților, eu așez unghiurile de cădere a apelor, eu așez unghiurile de cădere ale norilor, ale umbrei, ale vieții și ale morții. Și a spus, uitați-vă la crinii țarinii. De ce a dat exemplu crinul? Este o floare grațioasă. Este o floare frumoasă care crește mai înaltă ca celelalte buruieni de pe pământ. Dacă te duci într-o grădină, crinul are un lujer, o tulpină mare, frumoasă. Face niște flori foarte frumoase, miroase foarte frumos, sunt albe imaculat, ceea ce înseamnă simbolul purității și a curăției, și spune așa, nici Solomon în toată înțelepciunea lui n-a putut moșteni două lucruri, frumusețea crinilor țarinii și să se îmbrace în toată podoaba lui, cum este îmbrăcată țarina. Când te duci pe un deal, pe o pajăște de munte, vara, dimineața în răsăritul soarelui, ați fost vreodată pe un deal când cade roua, în lumina soarelui fiecare strop de apă e un mărgăritar. Deci fiecare strop de apă strălucește și dă mii de lumini și de culori. Ei, ăla este sublimul iubirii divine față de creația lui personală, pe care o admiră și ca un celebru pictor, dacă vreți, ca un celebru arhitect, ca un celebru peisagist, ca un celebru horticultor sau grădinar sau agronom sau ca ce vreți, le pune toate și le așează în frumusețea lor ca ochiul să se încânte. Și aceasta este o lumină a ochilor. Și de ce lucrul acesta? V-ați spus vreodată întrebarea unui lucru simplu? De ce în natura înconjurătoare a lăsat Dumnezeu florile de tot felul și culorile de tot felul? Ce nu putea să fie totul verde și cu asta, cu asta, toate florile să facă floare verde. Verde iarba, verde e floarea. Nu. Una e roșie, una e roza, una e galben, una e albă, una e crem, una e violet. De ce lucrul acesta? Tocmai acest divertisment vine să scoată în evidență ce? Supremația, inteligența și gradul de super specialitate a Creatorului față de ceea ce noi numim creație. Specialistul trebuie să ia o sămânță, să o lasă să înflorească și să o polenizeze în laborator, să facă mutații genetice de ani de zile, ca să facă o floare să fie roșă pe margine sau galbenă pe mijloc. Dumnezeu a poruncit și s-a făcut. Lui nu-i trebuie un an, nu-i trebuie doi, nu-i trebuie nouă, nu-i trebuie 10. De 7.000 de ani pământești, de la ieșirea lui Adam din Rai și până în clipa când stăm noi de vorbă, vreo 7.500, fiecare floare știe când cade sămânța în pământ că primăvara trebuie să aibă culoarea roșie. Fiecare bob de grâu știe câte boabe trebuie să facă în spic. Fiecare porumb știe câte grăunțe trebuie să facă pe cocean. Fiecare cartof știe câte cartoafe trebuie să lege în pământ. Fiecare fir de mac câte semințe trebuie să facă. Fiecare floare câte semințe trebuie să facă. De ce? Creșteți și vă mulțiți fiecare după soiul lor. Și când a folosit cuvântul după soiul lor, a cuprins în aceste două vorbe ce a spus Maica Domnului, fie mie. Și iată, prin cuvântul fie mie s-a restaurat creația lumii în Hristos prin întrupare. Dar când a spus Dumnezeu după soiul lor, primul lucru care l-a făcut Dumnezeu, a păstrat odată pentru totdeauna hotarul între o sămânță și alta, niciodată nu o să polinizeze trifoiul cu bostanul, bostanul cu porumbul, cartoful cu lucerna, lucerna cu borceagul. Deci fiecare își păstrează ce?
porunca primită de la ziditor. Aceasta este o umbră a luminii. Cine înțelege această lumină a cunoștinței și a inteligenței divine, acest design înțelept al puterii divine, înțelege ce înseamnă și lumina din noi. Pentru că nimeni nu poate crea ce a creat Dumnezeu, dar nici nimeni nu poate distruge ce a creat Dumnezeu. Lumina care este în noi și devine întuneric este tocmai lipsa de cunoaștere a bunătății Creatorului și a înțelepciunii Lui față de darurile primite și dorința de a demonstra noi că putem face mai mult decât Dumnezeu. Și mutațiile genetice, mutanții genetici și toate războaiele acestea cibernetice duse în laboratoarele biologice ale științei și plecând de la cele mai sofisticate descoperiri, sunt un nimic în fața cui? În fața unei singure gene pe care Dumnezeu a pus-o cu cuvântul. N-a luat două pene și un ciocan, a despicat sămânța și i-a bătut acolo, tu stai aici. Nu. Acolo e locul tău. Și ea s-a așezat singură și s-a așează de 7.000 de ani în același loc și îndeplinește aceeași misiune. Același lucru îl vrea și de la om. Și îi spune, nu puteți sluji la doi domni. Ori pe unul veți urî, ori pe altul veți iubi. Nimeni nu poate sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. Și aici cineva va spune acum, păi, părinte, suntem în lume, trăim în lume, este ceea ce este în jurul nostru, cum poți să fii numai cu Dumnezeu? Simplu. Tot Mântuitorul ne-a spus. Faceți-vă prieteni din mamona nedreptății. Ce înseamnă să-ți faci prieteni din mamona nedreptății? Noi am tâlcuit Bancul Popular, l-am adaptat după Scriptură, fă-te prieten cu dracu până treci puntea. Nu, n-are nicio treabă. A-ți face prieteni din mamona nedreptății înseamnă a-ți aduce aminte de Avram care avea turme și era bogat și când a intrat în conflict cu Lot, unul Lotul la miază zi și unul la miază noapte. A-ți aduce aminte de Iov care era putre de bogat și a spus, gol am ieșit din pântece, gol mă voi duce cum vrea Dumnezeu, așa a făcut, precum i s-a părut, fie numele binecuvântat de acum și până în veac. Și adică, într-un cuvânt, tot Mântuitorul Iisus Hristos ne-a spus, dacă cine n-adună cu mine risipește și cine nu-i cu mine împotriva mea. Deci aici trebuie să ne dăm noi seama că tot ce mișcă în jurul nostru ne este folositor atunci când îndumnezeim. De aceea ortodox și obișnuiesc să sfințească și casa, că e tot al lui Dumnezeu, de aia pun candelă și icoană. Să sfințească și fântâna, de aia aveți fântână cu icoană. Să sfințească și încrucișările de drumuri printr-o troiță, ca așa spune, dracul din răspântii, dar fiind crucea, el pleacă și nu stă. De aceea pui și o cruce în stână, de aceea pui o cruce și în obor, de aceea pui o cruce și pe casă, de aceea pui o cruce oriunde și la gât, că și asta e o casă a sufletului. Și atunci, în momentul când ai făcut lucrul acesta, tu devii plăcut lui Dumnezeu și nu ești robit de ce? De grijile vieții. Și așa spune, grija vieții m-a scos din rai. Este o învățătură a Sfinților Părinți sau o replică, dacă vreți. De ce? În momentul când te sabotează materia pe tine, pățești ca acel bogat despre care o să auzim la vremea cuvenită și s-a mai pomenit, și fiind anii rodnici, a spart hambarele, le-a zidit și mai mari, și după ce a adunat toate bunătățile și toate nebuniile și tot ce a umplut el de bine, a spus așa, exact, lumina din noi este întuneric. Bea, suflete, mănâncă și te veselește că ai multe bunătăți pentru mulți ani. Iar Sfânta Scriptură are un termen și mai frumos și dacă citiți în rânduiala morților, spune așa, în deșert se tulbură tot omul, adică vă dați seama câtă muncă și cât efort e ca să aduni toată această agoniseală de o viață, și Scriptura spune, fă comoara în cer,
Nu pe pământ unde o fură tâlharii sau ți-o sparg sau o roade molea și o mănâncă. Fă-o acolo unde rămâne neperitoare, adică fă-ți haine, fă-ți casă, fă-ți masă, fă-ți avere, dar grijește-ți sufletul să fie comoară pentru dincolo. Grijește-ți sufletul să poată să stea, cum v-am spus duminica trecută, cetățeni și oameni de casa lui Dumnezeu. Până nu om fi oameni de casa lui Dumnezeu, oameni de biserică, n-avem contact cu Dumnezeu. Afară de biserică nu există mântuire. Și în momentul în care tu ajungi să fii numai pentru Dumnezeu, în clipa aceea și Dumnezeu este numai pentru tine. Deci în felul acesta l-ai cucerit pe El. Pentru că ce i-a spus aceluia care și-a mărit hambarele? Nebune! În noaptea asta să cere sufletul tău de la tine, cele care le-ai adunat, ale cui vor fi? Noi știm ale cui vor fi. După moarte răsar nepoții, urmașii, strănepoții, răs urmașii. Îți găsești rudele până la al șaptele neam. Sunt ferm convins că dacă averile noastre ar fi din multe pungi de aur și de bani, ne-am găsit neamurile până la Adam. Și de ce vă spun lucrul acesta? Pentru că este o înșelăciune a pustirii și urăciunii lumii în care lumea umblă în întuneric și de aceea marele înțelept Diogen umbla undeva prin Roma, cred că, sau prin, nu știu pe unde umbla, cu un felinar ziua în mână și este întrebat, dar ce faci omule ziua în amiaza mare, tu umbli cu felinarul? Și că nu, eu umblu în întuneric, caut un om. Deci vă dați seama? Deci noi trebuie să realizăm această întunecare a lăuntrului nostru. Și ce frumos să cântăm postul mare, cămara ta, Mântuitorule, o văd împodobită, dar îmbrăcăminte nu am să intru în trânsa. Și ce frumos se spune spre final, luminează-mi haina sufletului meu, Dătătorule de lumină și mă mântuiește. Deci asta e lumina după care alergăm, dă-mi haină luminoasă, cel ce te îmbraci cu lumina și ca și cu o haină, să cânte la botez când bagi pruncul mic la cristelniță. Deci despre aceasta este vorba în Evanghelia de azi. Acesta este mamona care nu trebuie să ne stăpânească, trebuie noi să-l folosim, să știți și să vă iasă din mentalitate. Nu bogăția te bagă în iad, nu banii te bagă în iad, nu mâncarea te bagă în iad, nu băutura te bagă în iad, nu luxul te bagă în iad. Nerușinarea ta personală față de Dumnezeu care ți le-a dat pe toate și nu știi să-i mulțumești. Nerușinarea ta personală că nu știi să spui, Doamne, îți mulțumesc cu adevărat că m-ai înzestrat cu tot ce am nevoie. Pentru că nu e ușor să ceri în fiecare zi de la Dumnezeu sănătate și să o ai. Nu e ușor să ceri inteligență și să o ai. Da, îmi spunea cineva un lucru foarte interesant, chiar ieri sau l-altă ieri. Părinte, zice, câți bani am băgat în pregătire cu copilul meu și cât e de deștept și uite, acum la examenul ăsta s-a blocat. Am întrebat, dar l-ați împărtășit înainte de examen? Ați citit o rugăciune? Nu obișnuim, părinte. Vezi? Nu obișnuim. Dumnezeu i-a arătat că poate fi o pocticneală și acolo unde este inteligență profană. Chiar dacă tu ești înzestrat cu rațiunea și cu puterea inteligibilă de a percepe. Dar dacă nu te-a luminat Duhul Sfânt în clipa aceea, dar dacă era împărtășit, să lumina. Deci asta trebuie să căutăm. Lumina din întunericul din noi. De aceea Palama, prea îndumnezeitul aminte, a spus așa. Doamne, luminează întunericul inimii mele. Și psalmistul David spune și mai frumos. Doamne, deschide ochii inimii mele să priceapă legea Ta. Și acum mai spun și eu o rugăciune scurtă. Doamne, luminează pe tot omul ce vine în lume, ca la cunoștința adevărului să vină și să Te cunoască pe Tine singurul și adevăratul Dumnezeu și pe Iisus Hristos care L-ai trimis în lume, să mântuiască neamul omenesc. Amin.